Uitați-vă și voi ce avem aici. Ma, direct o țară bombă. Gol Ianis Hagi. 11 tricouri misterioase de la Euro 2024 ne vor decide echipa în EFC 24. Un clip pe care știu că l-așteptați de mult și știu că vă place această serie. Așadar, haideți acolo forță, fraților, cu peste 7000 de like-uri. Dacă vreți să continuăm această serie cu tricouri misterioase data viitoare, poate cu peste 20 de tricouri. Și mai mult de atât, credeți-mă, sunt tare curios să vedem ce echipă ne va ieși astăzi, deoarece vom încerca să alegem cei mai buni jucători de la Euro 2024. Sper să ne pice și tricouri tari, dar înainte să începem, voiam să vă mulțumesc pentru cei 300.000 de abonați din nou. Toată stima și respectul pentru voi și știți foarte bine că urmează o super aventură direct la Lionel Messi. Așadar, haideți în continuare acolo cu butonul de subscribe și, bineînțeles, clipul de astăzi este posibil datorită celor de la MysteryShirt.ro, unde găsiți cele mai tari tricouri de fotbal, însă conceptul este total diferit, deoarece nu știți ce tricou vă pică. Este foarte simplu să cumpărați de pe site-ul lor, alegeți modelul de cutie pe care vi-l doriți, apoi mărimea și după, folosind codul Tudor Buțan, aveți 10% reducere la absolut orice comandă. O idee perfectă să faceți un cadou drăguț de Crăciun și mai mult de atât, dacă rămâneți până la finalul clipului, unul dintre voi poate câștiga unul dintre aceste 11 tricouri, însă trebuie să stați pe tot parcursul clipului și fără să stăm prea mult la discuții, eu zic să începem direct cu prima cutie. Și haideți să începem direct cu primul tricou de astăzi. Vom lua prima cutie, care trebuie să o desfacem prima dată. Hai să vedem. O desfacem frumos și primul tricou de astăzi, tricou de la Euro 2024, este tricoul... Mama, a căzut ceva. Am rupt cutia, fraților. Am rupt cutia fără să vreau, dar avem direct tricoul Elveției, echipa pe care a reușit să o batem aici la București. Tricoul Elveției, nou-nouț, roșu, bineînțeles, culoarea lor. Și hai să alegem acum primul jucător elvețian. Pe cine să alegem? Pe cine să alegem? Eu zic așa, să începem direct cu portarul totuși. Portarul care a venit în România și la meciul contra Franței de la celălalt Euro. Este vorba despre Zomer, portarul celor de la Inter Milano. Începem direct, bine zic eu, cu acest tricou al Elveției, mai ales că acum am și o satisfacție, pentru că am reușit să câștigăm împotriva lor și am sărbătorit acolo pe stadion, ați văzut și voi vlogul meu, alături de 50.000 de suporteri. De fapt, uitați-vă și nouă ce ne căzuse pe jos. Un card din partea celor de la Mystery cu Ianis Hagi. Poate intră și el în echipa noastră de astăzi. Îl lăsăm aici pe ăsta, îl păstrăm. Îl tragem pe dreapta. Și acum, lăsăm Elveția la o parte și luăm următoarea cutie direct. Hai să vedem. Următoarea cutie, la fel, o desfacem frumos. Și hai să vedem. Al doilea tricou de astăzi, iarăși a căzut un card. Al doilea tricou de astăzi. Ma. Croația. Uitați așa, cu etichetă frumos. Tricou Croației. Ia să vedem, avem vreun nume? Fără nume pe spate, dar este tricoul de acasă. Tricoul clasic pe care îl știm și noi. Al doilea tricou, Croația. O echipă care eu zic că va face o surpriză frumoasă la Euro 2024. Și acum, sincer, dacă spunem Croația, dacă v-aș întreba pe toți care vă uitați la acest video, ați alege un singur jucător, așa zic eu. Este vorba de nimeni altul, mijlocașul, împăratul, regele, cel care nu se mai retrage niciodată. Mergem direct la Croația și îl alegem pe Luka Modric, mijlocașul celor de la Real Madrid. Și acum, pe bune, fraților, Luka Modric nu se mai retrage. Uitați-vă și voi, joacă pentru Real Madrid. Este născut în anul 1985 și pare că poate să mai joace încă 2-3 ani lejer. Eu zic că începem destul de bine echipa noastră de astăzi și trecem mai departe la următoarea cutie. Let's go! De data asta o să fiu atent să nu mai cadă cartonașul din ea. Poate vedem și noi ce cartonașe ne mai pică între timp. Hai să vedem, tata. Hai să vedem. Let's go! Ținem așa. Haide, mă, să nu mai cadă. Uite-l, mă, uite-l, mă, că l-am prins. Bă, a scăpat. Hai să vedem următorul tricou. Ma, uitați-vă și voi ce avem aici. Direct un tricou retro al Angliei. La fel, fără nume pe spate. Dar uitați-vă și voi cum arată
acest tricou cu Anglia. Umbro era firma care făcea tricourile Angliei înainte și țin și acum aminte, pe spate tot la fel, ia uitați-vă cât de bine arată tricoul Angliei. Iar cel mai frumos lucru din acest tricou este aici la etichetă, stema Angliei pusă și aici la etichetă și aici. Mamă, cât de șmecher arată tricoul ăsta. Băi, și dacă am ales Luka Modric, eu zic să continuăm cu superstarul celor de la Real Madrid și al Angliei totodată. Și aș vrea ca în clipul de astăzi, indiferent că ne pică tricou retro sau normale, să alegem jucători care vor fi la Euro 2024 și, așa cum am zis la început, cei mai buni. Așa că Anglia îl aduce în echipă pe nimeni altul decât pe Bellingham. Uitați-vă și voi, am și cardul lui aici, direct cardul lui de 88. Și haideți să trecem și la echipă și aici vom băga direct un card special de-a lui Bellingham de la Real Madrid. Mergem la Anglia de data asta și direct Bellingham de 88 potm. Mamă, n-am jucat niciodată cu cardul ăsta. Va fi prima dată în acest video. Și uitați-vă ce echipă avem, fraților. Ce echipă ne construim. Am avut Elveția, am avut Croația, am avut Anglia. Oare ce urmează? Avem 11 tricouri și următorul îl voi deschide chiar acum. Bineînțeles, cardul o să cadă, dar nu contează. Hai să vedem. Următorul tricou, următoarea țară este... Scoția, Scoția, uite la țara asta, vă zic sincer, chiar nu mă așteptam și acum nici nu vine un jucător în minte, m-aș gândi mai degrabă la Robertson sau Tierney. Dar așa arată tricoul Scoției, echipă care va fi și ea la Euro 2024. Băi, cum ar fi să avem tricoul Scoției în clipul de astăzi și să nu-l avem pe cel al României? Pă bune acum! Direct tricoul Scoției cu steagul aici frumos pe spate. Și aici v-am zis, ori Robertson, ori Tierney. Aș merge mai degrabă pe viteză. Aș merge mai degrabă pe viteză. Tierney are și un card special, dacă nu mă înșel, de la Real Sociedad. Uitați-l, fix acesta pe care l-avem și noi aici frumos. Așa că mergem pe viteză. Tierney face și cu Bellingham, face și cu Luka Modric. Poate reușim să avem și chemistry în clipul de astăzi. În orice caz, nu e rău. Chiar nu este rău deloc. Bom, direct următorul tricou. Haideți să-l deschidem și pe acesta. Let's go, tată, let's go. Iar a căzut ceva, dar nu mai contează. Haide-mă, haide-mă. Nu pot să cred. Nu pot să cred așa ceva. Aoleu, mi-a stricat clipul. Mi-a stricat ziua și clipul. Uitați-vă și voi cine era lângă tricoul României. Harry Maguire. Așadar, fraților, într-un final avem direct tricoul României fără nume pe spate. Însă... bă, nici nu știu ce să aleg aici, vă zic sincer. Mi-am dorit foarte mult să avem un jucător român în echipă. România, România. Doamne ajută cu o figură frumoasă la Euro. Pune și noi tricoul ăsta aici frumos și haideți la echipă. Bă, sincer, nu prea avem apărare. Mă gândesc așa: Drăgușin, Rațiu, Ianis Hagi, Stanciu, Florinel. Nu știu, mi-e frică cu apărarea. Mi-e frică cu apărarea. Așa că o să-l alegem direct pe jucătorul care este dorit și de Barcelona și de Real Madrid, de toate echipele importante din Europa, până și de Tottenham am auzit. Așa că intră în echipa noastră. Stați, alegem aici Silver. E rar, nu? Bă, nu e rar? Băi, cum, mă, Drăgușin nu e rar? Stați așa să vedem. România. Ba da, mă, n-avea cum. Drăgușin direct. Avem stâlp în apărare, Drăgușin, Drăgușin. Hai, tată, închidem ochii și mai luăm o cutie. Luăm una mai de jos. Hai să luăm una mai de jos. Au, ce-am făcut? Let's go. Următoarea cutie. Următoarea cutie. O să cadă ceva sigur. Și hai să vedem. Stați un pic că pentru 2 secunde nu mi-am dat seama ce țară este. Pentru că e tricou alb și de asta. Pentru că este tricoul alb. Dar vorbim direct despre Danemarca. Una dintre cele mai mari rivale ale României de-a lungul anilor. Dar vedem aici și steagul și pe față și pe spate, fără nume. Bă, cum a fost și la Scoția, aici din nou două variante, aș spune. Prima dintre ele, Eriksen, să completăm mijlocul terenului. Sau ar fi Christensen, fundașul Barcelonei. Dar fiți atenți, fiți atenți, că tot îl avem pe Drăgușin, viitorul fundaș al Barcelonei, zic eu, îl punem pe Christensen să fie colegi la Barcelona. Stați așa, CB, lăsăm CB, stați să văd dacă îl avem pe Christensen, mergem pe Danemarca și da, pe el îl alegem. Gat. Christensen, viitorul coleg al lui Drăgușin și practic recreăm Barcelona, da? Cu Drăgușin și Christensen. Tricoul din Danemarca, încă o dată vi-l arăt, arată super, super fain. Este un tricou ceva mai vechi, dacă nu mă înșel, dar un tricou foarte, foarte frumos, care ne-l aduce în echipă pe Christensen. Nu este rău, însă mai avem nevoie de un fundaș, un mijlocaș și atacul, tată. Haideți să vedem ce atac avem astăzi. Uop!
A mai venit un tricou, a mai venit o cutie. Și hai să vedem ce avem aici. Ce țară mai avem? Oare avem și dubluri? Italia, tată. Italia! Direct o țară bombă. Ne pică Italia. La fel vorbim despre un tricou retro, dacă nu mă înșel. Dar uitați-vă ce frumos este tricoul ăsta al Italiei. Fără nume pe spate, de la Puma. Foarte, foarte tare acest tricou. Și acum, decizie grea. Avem așa, Chiesa, să luăm un jucător de atac, Immobile sau să terminăm apărarea. Nu știu, aș vrea să merg la sigur și haideți să terminăm apărarea și haideți să vedem pe cine luăm aici. Mergem pe Defender, stați să vă ce am în club și avem pe Maldini, mamă cum intra Maldini, dar nu folosim jucători Icons, așa cum am zis, Di Lorenzo, care e forță și direct right back, ar mai fi Mancini, Acerbi, bă, aș merge pe Di Lorenzo. Chiar e top, avem și cardul special. Terminăm apărarea direct cu Di Lorenzo. Și acum țineți-vă bine că urmează atac. Așadar, aceste trei cutii misterioase ne vor decide atacul plus mijlocul de astăzi. Haideți să vedem pe care o alegem. Pe care o alegem, bă, nu știu, aș lua o pasta din mijloc. Haideți să luăm pe cea din mijloc. Pe restul le lăsăm jos, le vom lua după. Și hai să vedem atacul, da. România din nou, frate. România din nou. Se pare că avem dublură. Direct tricoul României. Dar este un alt tricou, după cum puteți vedea. Nu mai are Timișoreana sau ce scrie acolo. Este un tricou mai simplu, tot așa de joc al României. Și dacă am zis atac, am zis că mergem pe atac. România, Pușcaș, nu l-aș alege sincer. Mergem pe al nostru din Superliga României. Așa că îl băgăm în echipă direct. Pe Kylian Mbappé de România. Florinel Coman, tata. Left wing, stați așa puțin. România, left wing. Și în echipa noastră intră Florinel Coman. Intră în echipă. Lăsăm și acest tricou al României foarte, foarte frumos. Unul păstrez și eu de astăzi, pe ăsta așa mai simplu, că îmi place mai mult. Și hai să vedem, stați că m-am încurcat în cutii. M-am încurcat în cutii. Mai luăm o cutie, tată. Mai luăm o cutie. Și hai să vedem, încă un jucător de atac. Stați să și desfacem aici. Mai greu, mai greu, mai greu. Gata. Următorul tricou. A căzut ceva. Ce? Stați așa că nu-mi dau seama. Stați așa că nu-mi dau seama că nu se vede nimic, uitați-vă. E Franța! Franța direct! Tricoul! Mamă, s-a albăstrit toată camera. Tricoul Franței. Ah, păcat că ies, că-l păstram. Mamă, tricoul Franței direct. Un tricou pe care mi-l doresc și eu. Și acum, dacă l-am luat pe Mbappé de România, n-avem cum, fraților. Nu avem cum să nu îl alegem și pe adevăratul Kylian Mbappé. Kylian, mamă, apărut Pușcaș. Kylian Mbappé. Mergem pe Franța și luăm direct. Ia, uitați-vă și voi ce variante avem aici la Franța. N-ai cum să nu-l iei. N-ai cum să nu-l iei direct cu cardul de 92, Kylian Mbappé. Fai de capul și de zilele mele. Fai de capul și de zilele mele. Cum arată tricoul ăsta? L-aș pune direct pe mine. Și ce echipă avem? Priviți și voi ce echipă avem. Dar de unde? A, nu știam de ce are Florinel Coman un punctuleț, dar face cu Drăgușin, care are două. Ok, că avem și jucători din Serie A. Bă, e bine. Nu arată rău deloc echipa asta. Și mai avem o cutie, fraților. Ultima cutie de astăzi. Hai să vedem. Ultima cutie de astăzi. O, rotim. Și avem Portugalia. Tricoul Portugaliei, nou-nouț. Și n-avem cum să nu terminăm echipa direct cu prietenul lui Kylian Mbappé. Și n-avea cum să lipsească din clipul de astăzi, zic eu. Când vorbești de euro, probabil ultimul lui euro din carieră. Stați să-i facem loc. Îl băgăm pe Kylian Mbappé aici. Îl băgăm pe Florinel aici pe dreapta. Și în atac îl avem pe nimeni altul, Portugalia, striker, Eusebio, tată. Glumeam, bineînțeles. N-avem cum să nu-l băgăm pe regele Cristiano Ronaldo. Intră și el în echipă. Să se audă Siu acolo. Și băi, totuși, am mai rămas un mijlocaș. M-am încurcat eu în tricouri, oare? Că nu mai avem cutii. Fraților, pentru ultimul jucător din echipa noastră de astăzi, fratele vostru a păstrat un tricou special. Fără niciun fel de introducere, ultimul tricou este tricoul României retro. Cel mai valoros tricou al meu din colecție.
tricou semnat atât de Yanis Hagi, cât și de Gheorghe Hagi. Ce frumos, Yanis și Gheorghe Hagi semnează același tricou. Și n-avem cum să nu terminăm echipa, având în vedere că am zis că nu folosim jucători icons, însă terminăm echipa cu mijlocașul care ne-a dus la Euro 2024. Nimeni altul decât Yanis Hagi cu cardul lui de 85. Și aici vreau să vă povestesc repede ceva. Băi fraților, voi știați că eu am ghicit acest card cu 2 săptămâni înainte să apară? Priviți chiar acum pe ecran cum eu i-am oferit lui Yanis Hagi un card de 85 rating și la 1 săptămână și jumătate distanță EA Sports îi oferă un card de 85. Și designul seamănă foarte mult, până și poza de la Deportivo Alaves. Băi, cum vine asta, fraților? Nostradamus în direct. Pe bune vorbesc, chiar am rămas surprins și am vrut să împărtășesc cu voi asta. Cum să-i ofer același card fără să știu ce card va apărea în FIFA? Că n-aveam de unde să știu, vă dați seama. Și am oferit fix același rating. El are card de 72. Și așa cum am promis, cu echipa pe care am construit-o în urma celor 11 tricouri, vom juca un match și dacă voi câștiga meciul cu această echipă, cei de la MysteryShirt.ro vor oferi direct un tricou misterios care a apărut în clipul de astăzi. Deci un tricou din clipul de astăzi va ajunge la voi dacă voi câștiga cu această echipă. Doamne ajută, un singur meci, totul sau nimic. Haideți să vedem adversarul nostru de astăzi. Ma, Dudek, Kompany, Son, Benzema, Ziyech, Dembele. Nu era echipa, dar nu știu, am mai multă încredere în băieții mei de astăzi. Hai să vedem, tată. Cristiano, Luca Modric, Hagi, Di Lorenzo, Florinel Coman. Nu se grăbește. Cristiano Ronaldo. Ronaldo! Și la fel ca în clipul trecut, Cristiano Ronaldo reușește să marcheze în minutul 1. Și Bellingham. Mamă, ce imagine frumoasă cu Ronaldo și Bellingham, actualul superstar al celor de la Real Madrid. Și nu mai are rost să-l mai prezentăm pe Ronaldo. Mamă, ce frumos. Și Mbappe, poate viitorul superstar de la Real Madrid. M-a prins. Hai, Drăgușin. Drăgușin, tată! Mamă, ce intervenție a lui Drăgușin. Doamne, ce intervenție. M-a spart. Wow, Mbappe pentru Ronaldo. Bară, gol! Cristiano Ronaldo, bară, revine mingea la el și gol, 2-0. Sincer, nu mă gândeam ca Ronaldo să fie golgeter, mă așteptam la Kylian Mbappe, dar uitați-vă și voi, Ronaldo, 2 goluri, minutul 16, ce meci avem, Florinel, haide mă. Știți cu cine vreau să dau un gol azi? Cu Hagi vreau să dau un gol, jucătorul surpriză, poate avem un penalti, cine știe. Roșu, cartonaș roșu, hai să vedem, Ronaldo, bine Ronaldo, acolo cred că e Hagi. Cred că este Hagi care așteaptă penalti. Penalti, v-am zis. Penalti. Am zis dinainte, nu va bate Ronaldo. Stați să vedem cum schimbăm aici. Să luăm direct pe Hagi. Și el va executa. Yanis Hagi, față în față cu Dudek. Emoții mari. Haideți să vedem. Dreapta sus. Luat-o, fraților. Mamă. A apărat-o Yanis Hagi. Ratează ocazia să marcheze la Euro. Dar poate Drăgușin. Na, apără Dudek, portar bun Dudek. Florinel! Penalti din nou. Al doilea penalti, iarăși galben. Fiți atenți, centru. Centru, mă, și este gol. Gol Yanis Hagi. Yanis Hagi reușește să marcheze într-un final. Bine, mă, tată. 3-1 și pare că victoria e noastră. Nu mai pierdem. Și este rage quit. După golul lui Yanis Hagi avem parte de rage quit și câștigăm meciul alături de Yanis și toată echipa de astăzi. Nu-mi vine să cred, câștigăm super meciul de astăzi cu echipa făcută după 11 tricouri misterioase de la Euro 2024. Și acum, așa cum am promis, în final, pentru că am câștigat meciul, chiar acum în primul link din descriere găsiți direct postarea mea de pe Instagram, unde vă puteți înscrie și să câștigați unul dintre tricourile de astăzi. Tot ceea ce trebuie să faceți este să dați un follow la pagina MysteryShirt.ro și la pagina mea de Instagram și să vă înscrieți acolo dând tag la 3 prieteni. Așadar, fraților, aici se termină clipul nostru de astăzi. Sper că v-a plăcut. Haideți acolo forță cu butonul de like, dar și cu butonul de subscribe. Noi ne revedem în cel mai scurt timp cu un alt super episod. Până data viitoare, eu am fost Tudor și v-am pupat. Pa, pa!